Andra Moldoveanu vă prezintă jurnalul AgroTV. Bine v-am regăsit, încep știrile. Negocierile cu privire la reforma politicii agricole comune în contextul înverzirii agriculturii europene au intrat în linie dreaptă la Bruxelles. Până la finalul acestei săptămâni trebuie să se încheie un acord cu privire la cheltuirea celor aproape 400 de miliarde de euro. Ministrii europene ai agriculturii au demarat o reuniune de două zile pentru a da un impuls negocierilor. Cele 27 de state membre UE au căzut de acord în luna octombrie 2020 cu privire la o reformă a politicii agricole comune care se va aplica începând din ianuarie 2023. Bugetul este de 387 miliarde de euro pe o perioadă de 7 ani, dintre care 270 miliarde de euro vor fi subvenții directe către fermieri. În paralel, Parlamentul European a adoptat propria sa foaie de parcurs. Eurodeputații și capitalele statelor membre bat pasul pe loc. Cele două părți trebuie să ajungă la o înțelegere pentru ca noua politică agricolă comună să intre în vigoare. În centrul dezbaterilor este noul sistem, citez, al ecoregiunilor. Eurodeputații au solicitat ca statele membre să aloce măcar 30% din plățile directe care vin de la Uniunea Europeană pentru exploatații agricole, în timp ce statele membre au în vedere un prag de 20%. Comisia ar dori să dezmembreze caracterul comun al noului PAC. Desigur, condițiile de producție sunt diferite de la o țară la alta, dar avem nevoie de norme comune puternice, de un control al strategiilor fiecărui stat și de un instrument centralizat pentru a identifica beneficiarii subvențiilor, apreciază eurodeputatul. Pe de altă parte, activiștii Greenpeace susțin că această politică agricolă comună continuă să financeze creșterea animalelor în mod intensiv și producția de hrană de origine animală, care distrug natura. Dacă aveți o idee de afacere pentru mediul rural, dar care presupune activități neagricole, aveți șansa să obțineți 200.000 de euro prin submăsura 6.4. A fi republicat în consultare publică ghidul solicitantului pentru accesarea de fonduri europene prin această submăsură, care are scopul de a sprijini firmele mici din rural și de a crea noi locuri de muncă. Bugetul total alocat este de 100 de milioane de euro, iar sprijinul nerambursabil nu va depăși 200.000 de euro pe beneficiar pe 3 ani fiscali. Întrebați ce puteți face cu banii? Ei bine, puteți comercializa produse non-agricole, cum sunt textilele, lemnul și produsele farmaceutice. Puteți opta pentru meșteșuguri sau furnizarea de servicii medicale, de consultanță, reparații ori infrastructură turistică. Principiile de selecție a proiectelor sunt diversificarea activității agricole a fermelor către activități non-agricole, prioritizarea serviciilor medicale, a serviciilor și a proiectelor care includ acțiuni de protecție a mediului și producție. Perioada de implementare a proiectului este de maximum 3 ani și include controlul implementării corecte, precum și plata ultimei tranșe. În ultima vreme, plângerile fermierilor la adresa Ministerului Agriculturii sunt din ce în ce mai dese. Nemulțumirile vin atât din partea agricultorilor din sectorul vegetal, cât și din cel zootehnic. Marea dezamăgire pentru fermieri este faptul că nu au primit despăgubirile promise în această primăvară, dar și tăierea drastică a subvențiilor. În emisiunea Agricultura, o șansă pentru România, realizatorul Cătălin Lenț a stat de vorbă pe larg cu președintele Federației Naționale Pro Agro. Ionel Arion a vorbit despre problemele pe care fermierii le-au în dialogul cu Ministerul Agriculturii. În ultimul an am încercat tot timpul să avem discuții și dialog cu decidentul public și până la urma urmei ăsta este și rolul nostru, însă așa cum ați spus și dumneavoastră, este o luptă cu o entitate care este inertă, acest decident public și în speță Ministerul Agriculturii devine pe timp ce trece din ce în ce mai inert. Deciziile aproape că sunt scoase cu forța de acolo și de cele mai multe ori ele sunt injuste, nedrepte sau care nu vin să rezolve problemele fermierilor sau problemele sectoarelor din agribusiness. De cele mai multe ori după întâlnirile avute cu Ministerul Agriculturii, cu personalul Ministerului Agriculturii sau chiar și cu conducerea, cu ministru sau secretarii de stat. După aceste întâlniri noi mai avem timp de discuție și de fiecare dată ne facem planul pentru a schimba strategia, pentru că pe loc vedem că nu este receptivitate din partea angajaților Ministerului Agriculturii și să știți că de cele mai multe ori deciziile Ministerului Agriculturii sunt blocate la eșalonul 2 și 3, acolo unde există, putem spune, un
un blocaj de-a lungul timpului. Sunt șanse mari ca românii să ajungă să importe în curând 100% din tot ceea ce înseamnă mâncare, dacă guvernul nu se trezește și nu ajută fermierii, spune șeful Comisiei de Agricultură din Camera Deputaților, Adrian Ionuț Chesnoiu. Afirmațiile lui Chesnoiu nu sunt însă singurele poziții luate de politicienii români față de ceea ce se întâmplă cu agricultura autohtonă. La rândul său, Daniel Botănoiu, actual fermier și fost secretar de stat în cadrul MEADR, le-a transmis membrilor executivului Câțu că nu le pasă de agricultură. Ieri, ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale în exercițiu, Adrian Nechita Oros, a postat pe pagina sa oficială un selfie cu domnia sa în avion pe drumul către Consiliul Agrifish 26-28 mai, fără însă a comenta un minut despre prioritățile României la Bruxelles. Informații deloc optimiste legate de viitorul industriei apicole din România le găsiți într-un articol bine documentat, publicat pe site-ul nostru agro-tv.ro. De precizat că tot aici sunt și alte știri interesante legate de starea actuală în care se află industria agricolă. România riscă să nu mai poată acorda subvenții pentru sectorul zootehnic în 2021, avertizează fostul președinte al Federației Crescătorilor de Bovine din România, Claudiu Frânc. Țara noastră nu a făcut pașii necesari pentru a se alinia reglementărilor europene, a declarat oficialul în cadrul expo-conferinței Meat Milk. Ministerul Agriculturii, ANSVSA, alături de crescătorii de bovine, trebuie să identifice mijloacele potrivite ca fermierii să poată comunica și să-și asume obligațiile pe care le au pentru a putea crește animalele conform legilor și reglementărilor europene, susține fostul președinte al Federației Crescătorilor de Bovine. Nu vă ascund faptul că în 21 aprilie 2021 a intrat în vigoare regulamentul 429 din 2016, prin care România riscă să nu poată să dea niciun leu subvenții pentru zootehnie, pentru că n-am făcut nimic din 2016 până acum. Am depus denumărate adrese la minister, ANSVSA, APIA, în care am tras un semnal de alarmă, a declarat Claudiu Frânc. Concret, regulamentul 429 din 2016, numit și legea privind sănătatea animală, stabilește norme de prevenire și control al bolilor animalelor care sunt transmisibile la animale sau la oameni. Potrivit președintelui ANSVSA Robert Chioveanu, acest act reprezintă baza pentru cel puțin următorii 10 ani în ceea ce înseamnă zootehnie și industrie alimentară. Principalele obiective ale acestui regulament sunt prioritizarea și clasificarea bolilor de interes pentru Uniunea Europeană, depistarea timpurie a tuturor bolilor, notificarea și reacția rapidă, autorizarea unităților, legătura dintre sănătatea animală și cea publică, dintre sănătatea animală și mediu, siguranța alimentelor și a furajelor. Bineînțeles, și bunăstarea animalelor este o prioritate, a conchis șeful ANSVSA. Pe de altă parte, parcă o reacție la materialul pe care tocmai l-ați văzut, directorul general APIA, Adrian Pinta, a declarat pentru AgroTV că ajutorul național tranzitoriu pentru bovine va avea anumite modificări. De data aceasta, împărțirea banilor se va face după alte criterii pentru a corecta anumite inechități din trecut. În principiu, acces la fonduri vor avea doar fermierii care declară numărul real de animale aflate în exploatațiile zootehnice. În urma consultărilor pe care le-a avut Ministerul Agriculturii și în speță domnul ministru cu crescătorii de bovine, cu asociațiile crescătorilor de bovine, s-a ajuns la concluzia că pentru anul de cerere 2020, quantumul pentru ANT la bovine, respectiv ANT 8, să fie unul simbolic de 1 euro, de 5 lei, și atunci diferența de sumă să se acorde pentru bovinele pe care oamenii le au efectiv în exploatație, și anume animalele care sunt la 31 ianuarie 2021. Condiția va fi să aibă minim 3 capete, exact aceleași condiții ca și la ANT, preluate pentru această nouă schemă de plată, tot în contextul pandemiei, valabil pentru anul 2021. Plafonul va fi de 225 de milioane de lei și în scurt timp, condiția la fel va fi exact ca și pentru ANT, cu minim 3 capete. Condiția și toate plățile, inclusiv primitul cererilor și plata, se va face în anul 2021. De asemenea, așa, acest lucru este publicat pe site-ul Ministerului. Este notificarea care a fost făcută de către Ministerul Agriculturii pentru la Bruxelles, a fost aprobată de către Comisia Europeană, astfel încât își urmează calea, să-i spun așa, este pe linie dreaptă și va fi aprobat în scurt timp de către guvern și atunci vom demara primirea acestor cereri.
Speranțe mari pentru sectorul zootehnic. Președintele Comisiei de Agricultură din Senat a dat asigurări că, începând cu acest an, se vor acorda sume considerabile pentru susținerea creșterii animalelor. George Scarlat a mai declarat pentru AgroTV că vor fi alocați bani și segmentului de procesare, segment ce poate aduce plus valoare fermierilor. Suntem la începutul unei campanii de finanțare, din nou vorbim de 2021-2022, perioada de tranziție, în care vor fi deschise linii de finanțare atât pe măsura 4.1, unde sunt bugete semnificative pentru sectorul cărnii și în special sectorul zootehnic, 320 de milioane de euro, sumă semnificativă pentru acești 2 ani. Bineînțeles, pentru industrie, măsura 4.2, deja ghidul a fost lansat în dezbatere publică 30 de zile cu sume semnificative pentru dezvoltarea și modernizarea actualor unități, pentru că trebuie să o spunem foarte clar, a existat și există o analiză în cadrul Ministerului Agriculturii în care nu trebuie să mai facem puncte de sacrificare sau abatoare, pentru că avem capacități de 3,8 ori mai mari decât efectivul de animale, deci trebuie să le luăm oarecum într-un mod... eu știu, cronologic a lucrurilor. Trebuie să dezvoltăm cu siguranță și este un obiectiv al actualei politici din cadrul Ministerului, dezvoltarea sectorului zootehnic. Clar, fără zootehnie nu o să putem să aducem valoarea adăugată a materiilor prime obținute din vegetal și, bineînțeles, clar va trebui să fie dezvoltată și modernizată și industria alimentară, partea de procesare. Agricultura se confruntă cu o scădere a numărului de fermieri, dar și cu o ușoară creștere a suprafeței agricole. Este avertismentul lansat de cei implicați în fenomenul agro. La o analiză comparativă a datelor, se observă că față de anul anterior, numărul cererilor unice de plată a scăzut cu 24.000, în timp ce suprafața agricolă a crescut cu 9.000 de hectare. Aceasta este o confirmare a faptului că, de la an la an, fermierii sunt tot mai conștienți de importanța comasării terenurilor pentru a crește productivitatea și competitivitatea pe piață, a precizat ministrul Adrian Oros. Potrivit bilanțului final, în perioada martie-mai 2021, la APIA au fost depuse peste 800.000 de cereri unice de plată pentru aproape 10 milioane de hectare. Primirea cererilor continuă până pe 11 iunie cu o reducere de 1% pentru fiecare zi lucrătoare de întârziere. În portofoliul de produse AgriCover puteți regăsi insecticidele Crima și Rexaris, soluții de bază în combaterea dăunătorilor prezenți în culturile din România. În portofoliul propriu de produse al AgriCover avem două insecticide. Produsul Crima, produs pe bază de acetamiprid, și produsul Rexaris, produs pe bază de Lambda Cehalotrin. Aceste insecticide au un rol important în portofoliul nostru, fiind soluții de bază în combaterea dăunătorilor din principalele culturi din România. Astfel, produsul Crima este un insecticid sistemic pe bază de acetamiprid, produs recomandat unei game largi de culturi, cum ar fi cultura de rapiță pentru dăunătorii specifici din această primăvară, de exemplu, pentru Merighetes, acesta este una din principalele noastre recomandări, pentru pomii fructiferi, de asemenea, Crima are un spectru larg de combatere, putând fi aplicat atât înaintea pornirii în vegetație a acestora, cât și pe parcursul vegetației diferitelor specii de pomi fructiferi. Un alt moment de aplicare al acestui produs este la culturile de cereale și la culturile de porumb ca și tratament de corecție pentru a combate dăunătorul problemă din cultura de porumb, Tanimecus. Produsul Rexaris este un produs pe bază de Lambda Cehalotrin, un piretroid de sinteză, care se folosește și se recomandă pentru combaterea tuturor dăunătorilor din culturile specifice zonei agricole a României. Astfel, produsul este recomandat pentru cultura de rapiță, a se evita aplicarea acestui produs în perioada înfloririi, fiind un piretroid. Se recomandă pentru combaterea dăunătorilor din livezile de pom fructiferi, în cultura cerealelor pentru combaterea dăunătorilor specifici și în cultura de porumb pentru combaterea dăunătorului Ostrinia.
Ambele produse, ambele insecticide, sunt produse cu un spectru larg pe care Agricover le recomandă pentru a avea o tehnologie completă în combaterea bolilor și dăunătorilor din culturile dumneavoastră. Agricover vă stă la dispoziție cu o echipă tehnică și comercială de peste 100 de persoane, oameni care se află în teren la dispoziția dumneavoastră, oameni care vă vor vizita fermele, vă vor identifica problemele și vă pot face cele mai potrivite recomandări adaptate tehnologiei și nevoilor dumneavoastră. Populația României va scădea și în rural și în urban. Declinul va fi printre cele mai mari din Uniunea Europeană până în 2050. Per total, în această perioadă, populația urbană va crește în 15 state membre și va scădea în alte 9 țări, arată prognozele Eurostat. Populația de la sate va crește în doar 4 state ale Uniunii în perioada de referință, și anume în Irlanda cu 25%, Suedia, Danemarca și Belgia. În schimb, România este printre cele 20 de țări pe minus în acest sens. Amploarea acestei scăderi va fi cea mai gravă în Lituania, Letonia, Bulgaria și România, unde scăderea va fi de 25%. În ceea ce privește populația urbană, țara noastră va înregistra un declin de aproape 9%. Datele publicate de Institutul Național de Statistică arată că populația după domiciliu era de 22 de milioane de persoane la 1 ianuarie 2021, în scădere cu 0,5% față de luna similară a anului trecut. Dintr-o odaie mică la un sediu de firmă de 10.000 de euro construit cu fonduri europene. O vom vedea în imaginile următoare pe Cristina, o tânără pasionată de broderii și confecții, care a visat mereu să aibă o mașină de cusut. Împreună cu soțul ei, Cristina a obținut 70.000 de euro finanțare europeană, a cumpărat aparatura necesară, iar acum cei doi vor construi un depozit unde își vor desfășura activitatea în voie. Patricia Pop, realizatorul România văzută din tractor, a stat de vorbă cu ea. Să vedem ce a aflat. Chiar de la prima oră am plecat spre familia Cânepă, Radu și Cristina. Sunt doi tineri care și-au deschis un atelier de confecții. Și asta pentru că doamna Cristina și-a dorit dintotdeauna o mașină de cusut. Și uite că printr-un grup de acțiune locală au accesat fonduri europene și cu 70.000 de euro și-au cumpărat echipamentele de care aveau nevoie. Își fac acum o construcție în care își vor duce toate echipamentele și se vor apuca de treabă. Fac în atelierul lor ii și cămăși tradiționale, țes tot felul de confecții pe care le personalizează în funcție de dorințele clienților pentru diverse evenimente. Mi-a plăcut foarte mult de ei pentru că și-au deschis casa, cele două camere în care locuiesc și unde și lucrează la acest moment. Practic ne-au invitat în dormitorul lor, acolo unde Cristina are toate mașinile de cusut și de brodat. Am fost 8 oameni în dormitorul lor micuț. Și am stat de vorbă cu ei tocmai pentru a le asculta povestea. Oameni foarte generoși care din puținul lor au împărțit cu noi. Aplicarea îngrășămintelor lichide este acum mai ușoară ca oricând. Injectorul pentru îngrășăminte lichide este o dezvoltare unică ce permite creșterea eficienței îngrășămintelor minerale lichide și atingerea rezultatului maxim pozitiv pentru o plantă. Injectorul pentru îngrășăminte lichide este o dezvoltare unică care permite creșterea eficienței îngrășămintelor minerale lichide și atingerea rezultatului maxim pozitiv pentru o plantă. Roțile de injecție au acedin aliaje dure prin care se injectează în sol îngrășământ lichid la adâncimea de 6 cm. Această doză alimentează planta direct prin rădăcini care pe tot parcursul sezonului de creștere absorb substanțele necesare în conformitate cu cerința de creștere. În comparație cu sistemul clasic, când cu mașina erbicidat noi introducem azot lichid sau arde frunze sau când avem temperatură ridicare,
evapore azot în aer. Asta noi direct la rădăcina subsol injectează și economia la preparate și ajută rădăcina dezvolte. În toamna la culturile de paioase ajută la înfrățire, adică se absorbe, adică dezvolte azotul eficiența 99%. Pierderea semnificativă a soluției active în comparație cu extragerea superficială permite reducerea vitezei de îngrășământ adus cu 20-40%. Utilaj foarte ușor de manevrat, are calculatorul, o reglat mecanizatorul în tractor și cât, adică productivitate poate de la 40 până la 400 litri la hectar dat. Aplicarea îngrășămintelor minerale lichide în sol sau fertilizarea rădăcinilor crește semnificativ eficiența acestora, în special în timpul secetei. În același timp, se reduc costurile de producție pentru depozitare, livrare pe teren și realimentare. Urmează câteva minute dedicate promovării unor jucători din industria agro, după care continuăm jurnalul cu alte subiecte de interes pentru dumneavoastră. Rămâneți cu noi!